ci va rămâne cum a făcut doamna Nicolae, șefă de secție, singură producție. Să facă cine o vrea, doamna. Șefă, așa va rămâne. Ăsta la altul vine decât ne dă vorbă la mână. Când vine domnul director, să lipește atapidoane ca de drag. Pui când i-am spus domnul director că ce vi să spune dumneavoastră nu e cu realitatea. Nu mă interesează, nu pot să muncesc, stai acasă. Că-l doare coasta, că-l doare în cur, că-l doare ne dă vorbă la mână. Și cerna să muncească, dar să muncească corna cu noi. Nu să belească fasolea aia, să-mi spună de oi, capre și alte minuni. Nu știu de ce te super tu chiar de mine. Păi mă super, doamnă, mă super că mă super. Știu de ce te super, dar toată lumea ia banda acolo și alții ia mai mult și nu face nimic. Așa că hai să muncim toată lumea până la urmă. Ăsta e respect. Că nu suntem sala ori. Respect la urmă. Față de Walter, să vede. Nu mai ai metode, încep și urli și penalități, că venise Mihaela, e de-aia s-a făcut scandal. Ca să vadă că noi suntem tari și mari și voi nu sunteți de vină când faceți producție. În loc să zică, băi fetelor, vin și eu la voi acolo, bă, o canistră, o cutie dacă voi, eu vă dau un ajutor, mă, că sunt bărbat. La pena mă... Pâine de penalizări. Mă doare în cur, mă dă afară din țară, din carul. Așa s-a procedat, Mircica. Nu, dar de aici încolo, când a venit Mircica și domnul director, eu chiar îl spun și îl zic personal, să muncească toată lumea. Dacă nu, acasă. Care nu poate, acasă. Acasă, să stea dracule, acasă. Că nu muncim, să ținem toată fabrica în spinare. Câte cutii am cărat și tu nu i-am fost vinovat. Că parcă am stat degeaba. Doamne, maica Domnului, dar nu rămâne asta, doamna asta. Asta chiar nu o să rămână. O să vedeți. Până nu vine toată lumea în secție care trebuie să muncească, eu nu mai pun mâna pe nimic și să mă trimit acasă după aia. Și spun și eu de ce n-am făcut nimic. Toată lumea să vină acolo să muncească pe ăla cu pui. Lili, înghite pastile cu pumnul, tu la aveți, înghițiți pastile, de ce? Să nu ajungeți muncitor, ne calificați la parcul industrial. Ai, lasă-mă, și tu unde? Dacă tu ai făcut facultatea la Oxford, Lucian, ce, ai terminat-o? Hai, lasă-mă dracului, în asta în cazul fericit. Da, păi aia, în cazul fericit. Dacă vă descurcați, e bine, dacă nu vă descurcați, vă puneți să tundeți toată iarba aia. Nu, iarba! Ce face Siminic? Unde e iarba? Pe timp de vară? Vor pleca cu muncitorii și tu vei umple sticle și vei face paletul de la ala. Știți cum se rezolvă, doamna Neguț, în 10 minute să schimbă puiul? Se rezolve și în 2 minute, nu tu pe mine, și gata. Dacă nu-l vă păcernat astăzi, muncit în secție și nu iese la pauză decât la ora 10 când ieșim noi și la 2, și pleacă acasă și după frunte să vezi scandalul dracu ce fac. Să stea în secție, da, să muncească. Nu să-mi dea vorbe la mână. E șef, e atitudine. Nu mă interesează. Fiecare muncim într-adevăr că de-aia suntem la serviciu. Dar hai să fim corecți cu toată lumea. Mai ales că ieri am avut, chiar m-am dus la Lazar. M-am rugat de el să vină cu motociclitor. Să-l încarce pe domnul Cernat. Fără să vin la tine acolo, să vă dau peste mână unde ai stat tu, că aia era fabrica noastră. I-a ajutat pe ea întâi, nu pe Valentin, că dacă sunam pe Valentin ieri, că tu nu mă-l încarc pe Cernat, mi-a ieșit bine. Dar te-am lăsat. Și tu vii și fac scandal la prânz? Doamne, ferește, maica Domnului! Și cu șeful acolo l-am rugat pe Lazar. Îmi arăta mereu galoanele, știi, Lazar? Dar eu dacă n-am văzut că era mașina după, mi-a zis Cernat nu s-a dus să-l ia pe Lazar. Nu mai las și șotel când se mută acolo, de stă acolo, că acolo e loc.